La vederea acestor pietre, expresia a rămas stană de piatră, pe care o folosim în sens de nemișcat, încremenit, nu mai e valabilă, pentru că trovanții, așa cum sunt denumite, cresc și își schimbă forma, căpătând aspecte ciudate sau, dimpotrivă, familiare. Acestea provoacă sentimente contrare, de la admirație, uimire, până la teamă. Chiar și oamenii de știință nu au reușit până acum să deslușească în totalitate misterul formării trovanților. O ipoteză în privința originii acestor formațiuni ar fi aceea că trovanții ar avea peste 6 milioane de ani vechime și ar fi apărut datorită unor cimentări locale ale nisipului pe fondul unei activități seismice. Indiferent cum le numim, curiozități turistice, sculpturi naturale, uriași de piatră sau trovanți, pietrele impresionează prin forma și dimensiunea lor, de la câțiva centimetri până la statura unui om.